Aș vrea să ne întoarcem acum la pasajul din 1 Petru, din capitolul 3. Aș fi vrut să am mult mai mult timp, dar asta este situația. 1 Petru, capitolul 3, dacă vreau să vă recitesc două, trei versete și să ne reamintim de context. Această epistolă complexă despre suferință și de asemenea despre supunere, unde vorbește despre două lucruri esențiale. Vorbește despre supunerea biblică pe care trebuie să o practice soțiile creștine, care sunt căsătorite cu soți necredincioși, și după aceea vorbește despre comportamentul înțelept și onorator și respectuos pe care trebuie să-l practice bărbații în legătură cu soțiile lor. Acesta este în versetul 7. Vreau să citesc pasajul. Tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie în podoaba de afară, ci să fie, care stă în plătitura părului, în purtare de scule, de aur sau îmbrăcămintea hainelor, ci să fie în omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Acesta e pasajul referitor la soții. Soții creștine căsătorite cu un soț necredincios. Sunt 6 versete, fiecare merită evaluată interpretarea posibilă. O exegeză atentă sau hermeneutică atentă după aceea. Lucru care e mai greu să-l facem noi aici. În versetul 7, el vorbește despre comportamentul pe care trebuie să-l aibă soții față de soțiile lor. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca un vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Sigur se poate spune din pasaj ce nu este supunere biblică în primul rând pentru aceste soții vis-a-vis de un soț necreștin. Nu înseamnă că soțul acesta necreștin trebuie să ia locul lui Hristos în viața unei soții creștine. Nu înseamnă că soția renunță la gândirea ei independentă. Nu înseamnă că ea renunță la efortul de a-și influența pozitiv soțul. Aceasta nu este manipulare, ci este un obiectiv foarte înalt, ca ea, dacă trăiește alături de un soț necreștin, să-l influențeze în bine și să-l poată aduce mai aproape de ținta deciziei pentru Hristos. Acum, sunt multe femei creștine care sunt descurajate pentru că nu-i văd pe soții lor făcând o decizie pentru Domnul. Dar orice pas, în direcția aceea poate să fie un bilanț pozitiv, poate să fie considerat un câștig. Și dacă tu te ocupi de soțul tău și vrei să îl aduci la Hristos, acesta este un obiectiv foarte înalt. Prin traiul tău, prin comportamentul tău, dacă el nu ascultă cuvintele tale, prin modul cum trăiești în puritate viața ta, dezideratul acesta de a-l converti și a-l aduce la Hristos rămâne și orice pas în direcția aceea este un pas pozitiv. În al patrulea rând, supunere nu înseamnă că soția trebuie să facă orice iar cere soțul acesta, chiar când el are opțiuni moral greșite. Pentru că Petru spune, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri care sunt necredincioși. Acum un pasaj este asemănarea din capitolul 2 cu alte categorii care exercită supunere. Deci supunere biblică nu înseamnă aceste lucruri despre care am spus. Înseamnă să asculți de soțul tău fără să păcătuiești, fără să faci compromisuri păcătoase, chiar dacă el sugerează treaba aceasta.
sau vrea să imprime lucrul acesta. Ar putea să apară crize sau probleme din cauza asta, dar sigur nu este un rol ușor de jucat. În al cincilea rând, supunere nu înseamnă că ea se bazează supunerea nu se bazează neapărat pe inteligență sau competențe reduse și zicem, ea se supune că nu duce capul mai mult. Și soțul ei necreștin e businessman sau deștept sau director sau de bancă sau altceva. Asta nu demovează pe ea, nu diminuează pe ea cu nimica dacă ea se supune unui soț necreștin și răspunde cu supunere biblică. În al șasea rând, nu înseamnă teamă sau intimidare. În al șaptea rând, nu este în contradicție cu egalitatea ei în Hristos, cu egalitatea bărbat-femeie în Hristos. Ce înseamnă, de fapt, supunerea biblică? Supunerea biblică înseamnă acceptarea voită, deliberată, a autorității soțului și conducerii lui în căsătorie, chiar când acesta este necreștin. Dacă el nu își împlinește și nu știe să-și împlinească, fiind necreștin, direcțiile acestea spirituale, soția va face tot ce stă în putință ca direcția familiei pentru copiii ei și pentru ea însăși să nu fie compromisă, ci va munci în direcția aceasta. Ca să-l câștige pe acest om la Hristos. În practică rezultă patru elemente din text. În primul rând, ea trebuie să aibă un comportament transparent, curat, sinceritate în sentimente, credincioșie, loialitate față de un singur bărbat, chiar soțul ei necredincios. În al doilea rând, împodobirea ei nu va fi obsesia cu lucrurile exterioare, ci ea va avea o podoabă în omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare de caracter al femeii creștine. Dacă ai un soț creștin, nu cred că ceea ce e apelativ în lume ar trebui să te obsedeze și pe tine, pentru ca tu să-l poți, știu eu, câștiga pentru Hristos. Ci mai degrabă ar trebui ca tu să te gândești la omul tău lăuntric, la caracterul tău, la bogăția unui duh blând și liniștit, care are pe plan spiritual reverberație în mintea lui, în spiritualitatea lui, chiar dacă el pare opac pentru timpul prezent. El cu timpul se va dumiri că nu grosimea fardului sau make-up-ul sau câți cercei pui sau cât aur pui pe tine sunt esențiali. Ci se va dumiri că, deși există așa de multe acolo, în lumea aceea cu toate lucrurile acelea, cu toată cosmetizarea culturii, are acasă o soție creștină care este pură, care este blândă, care este liniștită, el va dori cu disperare aceste valori și se va întoarce scârbit dinspre toate pleurile acestea care pot să izbească ochii, ok? Ceva în genul acesta, zice Petru. Femeia creștină, de fapt, acum vorbim ca o regulă generală, noi facem parte din biserici care zic, ok, noi ni se emancipați, la noi totul se poate, la noi totul, nu avem batic, dar le avem pe, nu? Ei bine, există femeia creștină, podoaba ei, nu trebuie să fie faptul că ea se împodobește fizic, să se împodobească. Apostolul zice să nu să pună pe ea împletituri de păr și lucruri scumpe și să fie șocantă și să fie să sară în ochii tuturor, ci să fie cu bun simț, să fie modestă, să aibă bun gust, să aibă standarde când vine la Domnul în casa lui, dar în același timp, nu-i refuză nimeni ideea. Textul nu spune că ea n-are voie să se cosmetizeze. Ok? Textul spune că cosmetizarea ei nu trebuie să fie obsesia cu împodobirea ei, cu lucrurile exterioare, ci cu lucrurile interioare. Zice, astfel se împodobeau sfintele femei. Deci sfintele femei, departe de a nu se împodobi, Sara, Rahela, Rebecca, ați citit ce brățări și cât aur aveau pe ele? Man, păi în nas avea o verigă, nu știu cum îi pica capul, cu cât sicle avea veriga aceea în nas, sau în brățări.
Aveau mult aur pe el, nu? Aș vrea ca nevasta mea să poată pune atât aur pe ea, dar eu nu sunt Avram. Amin? Dar nu aș aprecia pe nevasta mea să fie o pațachină plină de aur cu toate cele pe ea și să fie goală pe dinăuntru. Eu vreau să bat acolo, așa, și să fie suflet înăuntru. Amin? Să fie... Da? Cred că am zis destul. Deci împodobirea ei trebuie să fie în omul ascuns al inimii, care nu-i vizibil imediat, dar la care cineva se întoarce totdeauna. Este garnisirea cu valori interioare. Este spiritul blând și liniștit, praus, liniște, armonie de caracter, care înseamnă blândețe și acceptare pentru un soț necreștin. Nu trâncăneală, nu duhul acesta de harță tot timpul. Ok, el e necreștin. Cel mai grav este că sunt femeile creștine, cel mai grav ar fi să ia la harță cu un soț necreștin, exact cum s-ar lua la harță cu el o soție necreștină, nu? Dacă tu ești o soție creștină și soțul tău e necreștin, el nu se poate certa cu tine cum s-ar certa cu necreștină. Nu se poate, pentru că tu ai un duh blând și liniștit, pentru că valorile tale, lumea ta, scara ta de valori, perspectiva ta e diferită. Amin? Care sunt răsplătirile acestei supuneri? Soți câștigați acestei supuneri biblice, soți câștigați pentru Hristos, fiice ale Sarei, sămânța lui Avram, apreciere de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Soțului îi se oferă un mare exemplu de spiritualitate imediată. Nu trebuie să-l caute în afara propriei sale căsătorii. Dacă soția îi se supune cu mult succes, lui care este imperfect, cât de mult trebuie ca el să îi se supună lui Hristos, care este perfect? Acest exemplu de bunătate, de valoare spirituală autentică, nu poate scăpa soțului necreștin. El este oferit sacrificial de cea de lângă el. Noi pur și simplu nu avem nevoie să fim convinși de adevăr. Știm în adâncul inimii că adevărul acesta este adevărat, că ea prezintă versiunea care o dorim totdeauna. Familia la care a scris Petru această epistolă și femeile creștine din familii mixte cu soți necreștini era înconjurată de o cultură păgână, a cărei accent, și azi este la fel, a cărui accent este pus pe consumul de carne feminină. Orice reclamă conține acest accent, știți prea bine. Reclama are în centrul ei carnea femeii. Nu? Asta este, peste tot unde te uiți. Acest gen de etalare a unei împodobiri fizice. Există un alt gen de împodobire, cea interioară, care este frumusețea personalității ei spirituale interioare. Materialității culturii, cu obsesia ei pentru forma exterioară, pentru superficialul sclipicios, pentru pleuri, cum am zis înainte, aceste manifestări culturale exterioare, a scoarțelor de carne de la Hollywood sau din revistele de mode și tot ce vedem noi azi, soția creștină îi opune, îi conferă soțului necreștin contractul cultural, autentic, cu omul din interior, cu aurul interior de multe carate, nu pleul lustruit care îl vede în reclame. Ea îi oferă soțului ei necreștin o insulă de puritate și frumusețe de caracter, nu o viață îngălată și îmbibată cu mintea și scopurile veacului. Soția creștină, what she can do for you? Ce poate să facă pentru tine? Soție creștină cu un soț necreștin. Acum aș vrea să închei și să spun că sunt în pasaj, în versetul 7, direcții pentru soții creștini, în această simbioză de soț necreștin cu soție creștină. Și de asemenea sunt direcții pentru soți creștini. În versetul 7 sunt direcții pentru soți creștini, care sunt în căsătorie cu o soție, poate să fie creștină sau ar putea să fie exact antisimetric o soție necreștină. Dar să luăm cazul când ea este o creștină. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre.
Spune apostolul, deci ne trebuie, odată ne trebuie înțelepciune. De ce să ne recunoaștem după 40 de ani de căsătorie că ne trebuie foarte multă înțelepciune să ne comportăm cu soțiile noastre? Ok? Apoi, onorându-le prin cuvinte și fapte, spune apostolul. Apoi, afirmând în al treia rând egalitatea ontologică cu ele, văzându-le exact parte din pachetul acesta pe care îl avem spiritual primit de la Domnul, împreună cu noi, moștenitoare ale Harului Vieții. Am scris eu aici, Harul Vieții nu-l vor moșteni The Bold and the Beautiful. Nu știu dacă și aici sunt seriale alea cu Îndrăzneți și Frumoși, sau nu știu cum le zice. Nu aceia moștenesc Harul Vieții. Și aceste cupluri care sunt în topul newsurilor, they split again, zicem, iar s-au separat din nou și pornesc înspre o altă avertură. Nu ăștia o să moștenească Harul Vieții. Harul Vieții îl moștenesc cei care, soț, soție, obsesia lor și valorile lor sunt valori creștine. Sunt valori interioare, valori de comportament, de caracter creștin. Ce n-ar fi comportament înțelept al soților creștini? Petru avertizează împotriva abuzurilor potențiale a rolului de leadership în familie, exercitat de soți. Conducere înțeleaptă nu înseamnă exercitarea dură sau dominatoare a autorității. Autoritatea nu este dictatură. Petru indică o atenție specială maximă în mânuirea vasului mai slab al femeii. O vază scumpă de cristal nu o mânuiești fără precauțiile necesare. O ții în vitrină mai degrabă, nu? Vasul mai slab, mai vulnerabil datorită unei sensibilități emoționale sporite comparativ cu bărbatul. Potențial pentru îngrijorare mai mare, pentru nevoie de echitate, pentru sinceritate și pentru apreciere. Femeia are aceste nevoi emoționale. Dacă nu ești în stare să ai ca și tânăr grijă de un Labrador dog, am scris aici, de un câine labrador, de un retriever din ăsta pe care cumpărăm, sau de un cane corsi, nu, sau alt gen de câine, fii sigur că nu o să poți avea grijă de nevastă ta. Ok? Deci dacă nu ești în stare să ai grijă de o pisică sau de un pește tropical sau de un papagal, nu o să fii în stare să ai grijă nici de nevastă ta. Trebuie să te porți cu înțelepciune cu ea. Purtarea cu înțelepciune nu înseamnă împărtășirea conducei familiei în mod egal cu soția, când unul, când altul, ci înseamnă să-ți asumi responsabilitatea să-ți conduci familia în direcția glorificării lui Hristos. Purtarea cu conducere cu înțelepciune nu implică mai puțin rol pentru soție. Dând cinste soțiilor nu înseamnă altceva decât onorând-o, băgând-o în seamă în orice timp și în toate locurile, neneglijând-o vreodată. Cum iubește Hristos biserica? Fără pauze, fără gap-uri, fără intervale, o iubește 24 din 24, 7 din 7, 366 din 366. Veșnicie din veșnicie. Amin? Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea multă înțelepciune să reparați mașina aia care e ticată. Ok, aș fi vrut să fie mai mult timp, dar ne primim aici.